ca să vezi cum e viața asta. Ieri? Nu, tu vorbești serios acum că... Da. Zici serios? Nu. Nu, măi, că eu așa am pățit. Da? Da, serios. Să-ți mai zi viața, îți iau foc de ce. Stai, scuză-mă că ți-am luat locul la băiat. Pune-mi ce așa pe pilot. Uite, vorbește un pic, Cone. Și rest toate bune, nu? Și frumoase, fetelor. Da. Sunteți cam triste azi. Păi, de la oboseala de dimineață. Suntem cumva oglinda voastră de atâta tristețe în voi? Nu trebuie să știți voi asta, că după aia vă întristați și voi. Mai fără supărare, eu decât să nu dorm, să stau să mă gândesc la o persoană... Mai bine faci live. Mai bine am niște somnifere și mă culc. Lăsați pe mine să termin ideea, că o să înțeleagă fata aia altceva. Hai mă, zi, glumeam. Așa? Nu tot faci live. Mai bine... Nu glumea, deci... Și la sală și peste tot. Ionizează, băieță, da, ce să fac. Mai bine te visezi, că de somn avem nevoie amândoi și îți recomand să să dormi. Ca să putem să fim ok. Să faceți împreună la Larisa, deci mai bine te visezi toată noaptea. Eu nu risc nimic pentru că în vise acum. Poate să te întâlnesc. Mai visat până acum? Deocamdată m-am gândit. Ai rămas cu gândul. E foarte bine să rămân cu el și să-l păstrezi acolo. Larisa, sper. Eu spuneam că nu risc să te visez pentru că poate nu te visez. Așa mai bine mă gândesc. Hai să-i zic să vine. Mersi că fost sincer. Poftim? Mulțumesc că fost sincer. Cu drag. Ai visat odată? Am visat odată, Alexandra. Doamne, da, ce mă bucur că am spart ghinionul. Te-a visat că împingeai la mașină, că ați rămas fără benzină. E și la un vis, nu? Nu, asta am ceva visat. Și ce se întâmplă în vis? Eram vreți să plâng chiar și nu știți cum să dar faceți? Dar ce mă, e o glumă? Glumeam. Ea glumea și voi glumeați. Ați învățat bine. A fost cumva o glumă peste glumă. Glumeați. Vorbeam să mă vizezi. Nu, Alexandra, te-a visat când erai într-un castel și făceai așa. Da? Da, așa. Ți-aruncai părul pe geam și ziceai, dragă, șurcă. Și el avea o armură pe el, așa. Când ți-ai aruncat părul pe geam, trebuiam la tine. Limitam pupii de sus. Pe bine am visat-o. S-a urcat pe părul tău până sus. Am visat-o. Hei, da? Te-a tras în jos. Da. Nicolas. Vorba. Ce-ai căzut de la jumătate. Am auzit în camera de machiaj că Kinguța își face niște bănuți. Adică tu vrei acum inelul înapoi, dar ea a zis că l-a dus la manet și îi așteaptă profitul. Aoleo. Vezi? L-ai dus deja? Ai avut timp? Trebuie să-mi dea atunci Kinga ceva în schimb. Trebuie să scoate ce bagă. Trebuie o contravaloare ceva. Cum faci? Tot sentimentală, că era inel. Vreau să fiu puțin. Ce are inelul? Vreau să fiu puțin, o să întreb când se ia pe Inox la manet. Da? Vezi că era Titan? Inox! Titan! E Titan? Mergem în Titan puțin să alergăm. Era cartier. Mergem până în Titan, da. Mergem în Titan, facem un cartier. Nu știu dacă e adevărat, așa, niște voci. Așa ai făcut Kinga? Nu se știe. Nu, că nu l-a primit. Nu, n-a făcut așa că nu a apucat încă. Nu l-a primit la manet. N-am apucat. Bine că asta a fost seara în care n-am dormit prea mult. Nu-ți priește Inox-ul. Nu, dar măcar să fie ținut. Să știi că nu mă supăr orice hotărâre ai luat. Da, Doamne ferește, nu. El l-ar vrea înapoi, da? Nu se supără nici dacă îl dai la manet. Nu, glumesc. Dar se dă adresa de la manet ca să... Glumesc, să se ducă să scoată. Păi da. Eu vreau înapoi. Ai dat la manet ca să-ți cumperi proteine, Kinga. Da, am nevoie de proteine, da. Lasă că vine cu data viitoare vii cu un borcan de la așa, da. Atâta de proteine. Nu-i nicio problemă, vine inelul tot cu posesoarea actuală. Sau poți face altfel, să-i spui cât îți dă la manet și îți dă el banii, ca să mergi la manet. Să rămână în familie, cum ar veni. Și banii și inelul. Te văd fără puțină energie, dar îți dau de la mine astăzi. Da. Radu, ești trist, ieri te așteptai să găsești tu un cadou, ceva? Lață, mai coptonițele întrebarea asta. Nici Radu n-a primit nimic? Da. Măcar tu ciocolată, ceva? Eu de nu, sincer să fiu... Stai să răspundă. Da. Sincer să fiu, m-am obișnuit în ultimul timp, dar nu trebuie mai... Trebuie să vă faceți voi primi doi nimic cadou. Așa, în defensivă, nu e ok. Spuneți voi asta. Nu e chestia asta, mie e somnă ta tot, am nevoie de o cafea. Deci eu ieri seară, puteți întreba pe Grațiela, chiar m-am gândit să fac un cadou și lui Radu și lui Nicola și la alți băieți. Am dar gândit-o alea că... Kinga, dar lui tactul nu-i faci cadou? Poftim? Lui tactul nu-i faci cadou? M-am gândit și la tine, să știi, dacă îți va da, să știi, am vrut. Dar nu m-a lăsat Grați. Asta e cea mai mare minciună din casă, iubirii. Poți să întrebi pe Grați, ea nu mi-a dat voie. Pentru că n-avea niciun sens cadou pe care își dorea să-l facă. Ce vrea n-avea niciun să fac? Sens ce a vrut ea să facă. Ce vrea să facă? A vrut să se ducă să bage niște bilete la pariuri pentru voi și biletul care ieșea câștigător, ăla era norocul ei. De ce te-ai dus, Kinga? Și noi unde eram implicați în toată vreau? Vezi că era bună idee, mișto. De ce te-ai dus, Kinga? Ce? Păi nu, că ei vin ideile astea când iese cu mine pe afară. Am mers la mine acasă și eram în mașină. Și-am văzut la cum mea te joacă.
Trebuia să te duci să faci niște pariuri. Era un bilet câștigător sau ce? Nu, no. Nu a făcut, doar s-a gândit. Pe Kinga o văd în stare să le trimită un pix, două foi și se scrie: băieți, dați-mi 6 numere, vreau să pun la 6 din 49. Dați-mi 6 numere. Am mai pus la pariu și am câștigat. Da, noi suntem 7, unul îmi dă. La fotbal, că am trecut pe acolo, știi? Mai pune. Oricum era cota mare, să știi. Da, ce ai vrut să pui? Hai mă, ce serios ce vorbim. Hai mă, greu, dar vorbești ce vorbim de... A luat așa, pe rând. Ele gluma, valul. Sportive. Da. Dar ce are, mă? Mai zi, Bianca, ceva, mai zi ceva. Cum te mai înțelegi cu Adrian? Las cadourile mele. Cum te mai înțelegi cu Adrian? Radu, continuați între noi doi. Păi nu știu, tu nu prea ai spus ce te așteptai, ce nu te așteptai. Adică a jucat bine Italia seara. Da, nu știu, eu... Nu m-am așteptat. E faliment cu sentimentele. Nu m-am așteptat să primesc pentru că nu aveam de la cine, în primul rând, și nu m-am așteptat niciun cadou. Da, așa este. Dezamăgit nu sunt. Sunt dezamăgit cu poate nu e fata care dezamăgit și eu în casă, știi? Poate gelos. Poate eu gelos, zic, nu. Acum nu mai îmi place tine, îmi place domnul Gabine Potu. Îmi place la tine. Bună! Sunt mare cica. Ia fă tu, hai fă tu. Am venit aici pentru Gabine Potu, dar nu mai îmi place de Gabine Potu. Gabine Potu. Ești Speranța, ești gelos. Dar nu știu cum îl chema pe celălalt. Eduard. Edi. Place de unul Edi. Gabi, ești supărat sau gelos? Eu bine zic gelos, că supărat. Nu. Și ce s-a stea, mă, la desene? Nu știți fetele asta? Nu știți? A fost virală pe internet. A, da? Cu fetița aia mică. Nu știu. Mamă, Nicoleta, ce somn nu-mi e, parcă aș împărți o cafea cu tine. O, bună idee. Nu. Trebuie să le faceți fiecare. Ei, lasă că ea mai are ceva și pe lângă cafea. Am avut eu grijă. Larisa, mi-e tare somn, aș vrea să dorm pe tine. Care canapea o vrei? Aia de acolo sau în camera roșie, acolo ne facem. Alexandra mi-e atât de dragă încât să vine să cânt pe ea, la pian. Să cânte la tine. Chiar ai putea folosi scuza asta ca să vii să mă înveți câteva nuți acolo. O să vin. Serios, chiar vreau. O să cerci, o să vin, da. M-am mai dus pe acolo, dar nu mi-a ieșit nimic. Doar atunci când a venit Ionuț mi-a ieșit, atunci a... Da, păi... Uite că se mergeau altfel de degetele. Poate Gabi nepotul, că Ionuț nu. Nu! Păi de-aia, poate pentru că Ionuț era cu mine. Nu, cred că îmi trimitea din energia lui și se îndrepta oarecum mai venea și spre mine și mi-a ieșit frumos. Nu, Alex, a văzut. Vezi că te-ai mișcat în lag, zici că... E de la energie. Gabi nepotul, stai puțin. A văzut Alexandra o poveste frumoasă de dragoste și s-a inspirat văzând asta și a cântat. Exact. Noi am fost inspirați. Dacă o simțeam venind și spre mine de asta, m-am încărcat, și eu. Așa emanăm noi. M-am încărcat și eu și de asta. Așa emanăm noi iubire. Erai singuric acolo și trebuie să-ți dea și de o privire, știi? Nu, că n-am văzut-o. Nici nu, dar nu m-am uitat eu. Dar eu am un efect, auzi, eu am un efect asupra femeilor și nu trebuie să mă uit la ele, că... Da, bine, așa, fără să vrea el. Ia Ionuț. Mă scuzi pe mine. Cum? Mă scuzi pe mine. Iartă-mă, băieți. Ce replice. Iartă-mă, fete. Și altceva? Ce mai vreți? A fost și ele, zacuscă. Dar ce-i puțin Grațielo? E supărată? Ode, strigă tu Grațielo? Nu sunt supărată, mă gândeam și eu la ceva. Grații zice și Maria mai departe. Dar ce te gândeai, Grațiela? Ce ai, maci? Vorbesc ca ea. Nu mă simte băgând nimeni, înseamnă două ore. Radu! E pe mea prietea la Valiera. Radu! Da. Vreau să-ți spun ceva. O verificam cum vreau să știi, stați, gâștile. Doamne, dar ai prins o dușmănie pe mine două săptămâni, dacă nu vorbești mai cu mine fiecare dimineață. Nu, dar vreau să te încurajez. Tu vezi, vorbesc pe rând. Stai, vreau să-ți spun ceva. Vorbesc cu 10 tu. Uite că și Maria nu a primit nimic, dar știi ce mi-a spus? Că nu mi-am așteptat nimic, așa că... E liniștită. Păi normal, dacă nu aștepți nimic, nu rămâi dezamăgit. Nu păi, dar nici eu nu sunt trist. Nu mai scoate în evidență că-s trist. Doar obosit atât. Nu, ești fiert. Dar mi-ai spus încă ceva, că am uitat. Ești fiert de supărat. Eu am zis că eu nu aveam așteptări. Mai pot să zic mai tristă poate să fie ea, că ea nu a primit. Nu mai fi tristă, Maria. Mergem înainte, că înainte a fost mai bine. Am câștigat! Jucați. Ea a fost terbiș cu ea în cap. Fii atentă, mai greu. Stai așa. Grație la schimțirea. Haide, ridică-te! A ta-i moale, fată! Nu!
Stai, pune de aia. Dă-mi o perna. Stai, Bianca, un pic. Dă-mi fată. Dă-o jos. Stai, nu! Dă-o aia jos. Păi, dă-i și la fel. Zic că-s din India. Zic că-s din India. Hai. Hai să vedem cine pune mai multe. Cine poate să pună mai multe. Pune cu doi saci de porumb. O dec! Pune acum! O dec! Uite că te și în picioare. Stai. Păi nu. Ia paharele de acolo. Stai, încep. Dați-mi grea, mă. Dați-mi și mie o până mai ușoară. Poate, dar ia o pahar. Iartă, iartă. E prea greu. Ia, hai, na. Ia, lasă că mi-a dat. Ia pasta. La fel. Ia, uite-o. Uite-o cu trei perne, cu... Două. Bac acolo. Mai și merge, fii atent. Nu mai încălpeți, e prea mare. Să mergi. Două, e lejer. Haide, mergi și tu. Mă zici că e dragi. Păi, dar vezi că sunt de alea. Sunt de alea tari. Stai. Alea altele sunt noi. I-a pus bine? Oare? Stau, mai greu. Scuze-mă, frate. Eu stai liniștită. Haide, ridică-te. Și acum strigați, Pepe, ne-ai la Pepe. Și eu vin cu Marfa. Arăbaica mea. Stai, e jos, mă. Și eu vin cu Marfa. Gata, mă, că foarte pricepută, Grațiela. Bravo. Așa, ceva. Facem noi jocuri. Ai câștigat pe noi. Așa, mă, că mai comentă. Ce talent. Bravo, Grațiela. Vrei să-ți dau cu o pernă în cap. De ce ai puțin, poate, că nu ai grave. Ai capul pătrat, Grațiela. Ce? Păi dacă era rotund, n-aveau cum să stea. Se mulează. Am cap de om, nu? Mamă, ce e dat.